Acatist, al icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, siriaca, de la Sfânta Mănăstire Ghighiu. Sărbătoare prea înfrumusețată a fost venirea ta la Mănăstirea Ghighiu, unde ai fost adusă de mitropolitul sirian Vasile, căruia Maica Domnului s-a arătat în mai multe rânduri, spunându-i să te așeze aici, spre mângâierea celor ce cântă Aliluia. Izvorătoare de mir te-a arătat, oarecând, în biserica din Bandun, vestind vărsarea de sânge ce avea să fie în muntele Libanului. Pentru acest semn al iubirii de Maică, toți credincioșii strigau: Bucură-te pe cetea dragostei Sfintei Trăimi! Bucură-te, chip ce luminezi din lăuntru tainei! Bucură-te, odihna minții! Bucură-te, bucuria inimii! Bucură-te, strălucirea prezenței și înainte vederii divine! Bucură-te, cale prin Fiul către Tatăl! Bucură-te, loc al pogorârii Sfântului Duh! Bucură-te, îmbrățișarea creației cu Dumnezeu! Bucură-te, chemare de taină! Bucură-te, răsărit al nădejdii! Bucură-te, întărirea credinței! Bucură-te, trezirea conștiinței sub razele luminii! Bucură-te, icoana Maicii Domnului Siriaca, dar dumnezeiesc revărsat peste lume! În paraclisul Mănăstirii Ghighiu, fiind așezată cu mare cinste, închinare de taină ai primit în vremea supririi comuniste, de la credincioșii care au păstrat aprinsă făclia cântării de Aliluia. Scoteți-mă de aici, am venit să ajut lumea, i-a spus în vis Maica Domnului stareței Pelagia, aflată în pelerinaj la locurile sfinte, poruncindu-i ca acum, după căderea stăpânirii potrivnice lui Dumnezeu, să mute icoana sa în biserica mare, spre bucuria celor ce cântă. Bucură-te, rug aprins al iubirii Sfintei Trăimi! Bucură-te, poartă spre schimbarea la față! Bucură-te, taina învierii dumnezeiești! Bucură-te, plămadea învierii Domnului! Bucură-te, mlădița trupului lui Hristos! Bucură-te, arcă ce ne salvezi din potopul patimilor! Bucură-te, scară între cer și pământ! Bucură-te, punte peste prăpastia despărțirii de Dumnezeu! Bucură-te, privire peste abisul neființei! Bucură-te, trecere de la moarte la viață! Bucură-te, izvor al tămăduirilor! Bucură-te, necontenită facere de minuni! Bucură-te, icoana Maicii Domnului Siriaca, dar dumnezeiesc revărsat peste lume! Binecuvântarea Maicii Domnului a izvorât prin icoana sa râuri de minuni, împlinind rugăciunile tuturor celor ce o cheamă în ajutor cu credință, cântând împreună cu ea lui Dumnezeu, Aliluia. Tămăduirea minunată a celor bolnavi, rodirea pântecelor sterpe, grabnică îndreptarea vieții și tot felul de binefaceri și daruri reverși asupra celor ce-ți cântă cu dragoste. Bucură-te, chivretnic de închinare! Bucură-te, prefacerea căderii în înălțare! Bucură-te, sărut al veșniciei! Bucură-te, desfințarea vrășmășiei! Bucură-te, cuprinderea celui necuprins! Bucură-te, izvor pururea curgător al harului! Bucură-te, mugure al împărăției lui Dumnezeu! Bucură-te, lepădarea măștilor păcatului! Bucură-te, demascarea idolilor! Bucură-te, smerenie purtătoare de Dumnezeu! Bucură-te, călăuzire spre vederea duhovnicească! Bucură-te, candela isihiei!
Bucură-te, icoana Maicii Domnului Siriaca, dar dumnezeiesc revărsat peste lume. Dor arzător de Dumnezeu naște vederea Sfintei Icoane, ce curățește mintea și face inima lăcaș al Sfântului Duh, descoperind împărăția lui Dumnezeu din lăuntru celor ce cântă Aliluia. Lacrimilor celor ce aleargă la tine, nu le treci cu vederea preacurată Fecioară, ceea ce ești plină de dar, grabnica noastră ajutătoare în nevoi și în necazuri, care mijlocești iertarea noastră și lucrarea Fiului Tău în noi, cei ce strigăm. Bucură-te, mărturia împăcării lumii cu Dumnezeu! Bucură-te, atingerea harului ce oprești curgerea patimilor! Bucură-te, chip ce dezgrop comoara din țarina inimii! Bucură-te, deschidere spre împărtășirea de taină! Bucură-te, sfărâmarea peretelui despărțitor al păcatului! Bucură-te, copleșirea legii prin iubire! Bucură-te, vindecarea firii rănite de moarte! Bucură-te, tămăduirea bolilor sufletești și trupești! Bucură-te, răsărita luminii neapuse! Bucură-te, prag al întâlnirii lumii cu Dumnezeu! Bucură-te, potolirea întristărilor noastre! Bucură-te, acoperământ de sfințenia vieții! Bucură-te, icoana Maicii Domnului Siriaca, dar dumnezeiesc revărsat peste lume! Înființată datorită izvorului său cu apă tămăduitoare, Sfânta Mănăstire Ghighiu s-a arătat prin tine și mai mult, icoana născătoare de Dumnezeu, liman al facerii de minuni, împodobit în cântarea de Aleluia. Ocrotitoarea tainei nașterii te-a arătat, Maica Domnului, dezlegând pântecele de legătura nerodirii, ușurând durerile facerii și în tot chipul mângâind pe cei ce slujesc dragostei dumnezeiești, purtând de grijă celor mai mici. Bucură-te deșteptare din închipuirile căderii, bucură-te descoperirea feței lui Dumnezeu, bucură-te sânge al iubirii ce hrănești trupul virtuților, bucură-te resuflarea Duhului dătătoare de viață, bucură-te apropierea celui neapropiat, bucură-te cununa slavei dumnezeiești, bucură-te grabnic ajutor în încercări și necazuri, bucură-te liman al mântuirii, bucură-te spic însutit roditor, bucură-te vederea creației în lumina lui Dumnezeu, bucură-te chip neatins de stricăciune, bucură-te apă vie ce trezește în noi dorul dumnezeiesc, bucură-te icoana Maicii Domnului Siriaca, dar dumnezeiesc revărsat peste lume. Grădine ale raiului sunt locurile de închinare ale Sfântului Tău chip, prea curată, întru care numele Fiului Tău se preaslăvește, în cântări de Aliluia. Pomul vieții în tine a odrăslit, Maica lui Dumnezeu, și viață nouă am aflat prin împărtășirea cu trupul și sângele Fiului Tău, prin care chipul Dumnezeului celui nevăzut s-a arătat celor ce cântă. Bucură-te zidire nouă întemeiată pe piatra din capul unghiului. Bucură-te scălătoarea vederii în care ne vindecăm de orbirea sufletească. Bucură-te chemare de a păși peste valurile grijilor lumești. Bucură-te altar a voii celui de sus. Bucură-te pământ al fericirilor dumnezeiești. Bucură-te rouă ce stingi văpaia patimilor. Bucură-te cheie ce descui ușile împărăției lui Dumnezeu. Bucură-te alinarea durerilor și neputințelor noastre. Bucură-te ceea ce risipești necura deznădejdii. Bucură-te ceea ce topește împietrirea mândriei. Bucură-te ceea ce nimicești puterea blestemului.
Bucură-te, adierea binecuvântării dumnezeiești! Bucură-te, icoana Maicii Domnului Siriaca, dar dumnezeiesc revărsat peste lume! Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor, ne-a spus Hristos cel înviat, și Sfânta icoana Maicii Domnului adeverește cuvântul său, prin necontenita facere de minuni, spre bucuria celor ce cântă Aliluia. Semnul șarpelui a înălțat oarecând în pustie prorocul Moise, spre tămăduirea celor ce spre el priveau. Iar noi acum, la icoana Preasfintei Fecioare Maria căutând, aflăm har vindecător și curățitor cântând. Bucură-te, întâlnire de taina lumii cu Dumnezeu! Bucură-te, zugrăvirea chipului mai presus de fire! Bucură-te, lacrima iubirii dumnezeiești! Bucură-te, potirea rugăciunii neîncetate! Bucură-te, cină de taina minții în inimă! Bucură-te, îmbrăcarea hainei de nuntă a harului! Bucură-te, baia pocăinței! Bucură-te, cristelnică a noirii vieții! Bucură-te, legătura dragostei! Bucură-te, mângâiere în nevoi și în necazuri! Bucură-te, fiora libertății Duhului! Bucură-te, noiana în milostivirii divine! Bucură-te, icoana Maicii Domnului Siriaca, dar dumnezeiesc revărsat peste lume! Drumul nostru în viață este de multe ori pândit de teribile curse și rătăciri, încât nu aflăm altă scăpare decât înaintea Sfintei Tale icoane, Maica lui Dumnezeu, prin care vedem adevărul în lumina dragostei și cântăm Aliluia. Cu credință și cu smerenie, apropiindu-ne de icoana Ta prea curată, ne întărim în binele dumnezeiesc neclătinat, întru care nimic nu ne mai poate despărți de dragostea lui Hristos. Bucură-te, floare cu mireasmă nepământească! Bucură-te, leagăn al simțirii înțelegătoare! Bucură-te, prefacerea suferinței în pătimire pentru dragostea lui Hristos! Bucură-te, memorie străluminată de har! Bucură-te, pace necuprinsă de minte! Bucură-te, îngemânare de cer și pământ! Bucură-te, Dumnezeu și creație în împărtășire! Bucură-te, pom al raiului! Bucură-te, rod al împărăției cerurilor! Bucură-te, cartea vieții! Bucură-te, cărare spre izvoarele liturghiei! Bucură-te, unire într-un chip unic al crucii și învierii! Bucură-te, icoana Maicii Domnului Siriaca, dar dumnezeiesc revărsat peste lume! Ritorii cei mulți vorbitori nu se pricep să laude după cuvință minunile tale, născătoare de Dumnezeu, prin care chipurile noastre se luminează și la lumina cunoștinței de Dumnezeu își unesc glasurile în cântări de Aliluia. Deșertăciunea vieții fără de Dumnezeu ne descoperi prea curată Fecioară, prin frumusețea nepământească a icoanei tale, prin care ne atragi către împărăția cea fericită și veșnică a iubirii Sfintei Trăimi. Bucură-te, răscruce, unde toate tainele se întâlnesc! Bucură-te, inima în care bate liturghia dumnezeiască! Bucură-te, pod peste prăpastia morții! Bucură-te, altar al închinării! Bucură-te, luminătoarea menirii nașterii! Bucură-te, călăuzitoare spre nașterea cea de sus! Bucură-te, ploaie dumnezeiască peste pământul însetat al firii! Bucură-te, frumusețe ce ne întorci fața spre Dumnezeul cel viu! Bucură-te, foc dumnezeiesc aruncat de Hristos pe pământ! Bucură-te, moștenirea iubirii Sfintei Trăimi! Bucură-te, luminarea ochilor inimii! Bucură-te, chipul unirii a toate în Hristos! Bucură-te, icoana Maicii Domnului Siriaca,
dar dumnezeiesc revărsat peste lume. Stâlp de foc ne este sfânta icoană, călăuzindu-ne spre pământul făgăduinței, unde pacea lui Dumnezeu nu are hotar și biserica pământească împreună cu cea cerească, cu bucurie cântă lui Dumnezeu, aleluia. Înaintea icoanei tale căzând, ne rugăm pentru sănătatea trupului și a sufletului, pentru luminarea minții și a inimii, pentru iertarea păcatelor și sfârșit bun, ca să aflăm în noi rodul cel bun, iubirea de Dumnezeu și de aproapele, în care toată legea lui Dumnezeu se desăvârșește și menirea noastră se împlinește. Bucură-te, hotar al vederii de taină! Bucură-te, prescura liturghiei ce deschizi ușile cerului! Bucură-te, chivot al chipului lui Dumnezeu! Bucură-te, visteria harului! Bucură-te, cămară împodobită de Sfântul Duh! Bucură-te, Dumnezeu coborât și creație înălțată! Bucură-te, liniștirea valurilor patimii! Bucură-te, unirea celor neapropiate! Bucură-te, făclie ce luminezi în întuneric! Bucură-te, prinos de iubire sfântă! Bucură-te, pământ al făgăduinței! Bucură-te, frumusețe neatinsă de stricăciune! Bucură-te, icoana Maicii Domnului Siriaca, dar dumnezeiesc revărsat peste lume! Ca fiul risipitor ne întoarcem spre icoana ta, preasfântă Fecioară Maria, și la icoana ta alergăm, rugându-te să ne fii gravnic ajutătoare în toată vremea, rugând pe fiul tău să ne fie milostiv și să ne dăruiască izbăvire de amăgirile din lăuntru și din afară, rămânând într-un noi, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, ca să cântăm lui Dumnezeu purure, aliluia. Pogorându-se la iad ca un biruitor, Hristos a arătat prin învierea sa că iubirea e mai tare decât moartea, ce s-a arătat neputincioasă în fața puterii și slavei dumnezeiești. Iar prin înălțarea sa cu trupul la Tatăl, ne-a vestit învierea dumnezeiască, menită creației unite cu sine. Pentru aceasta toată făptura se bucură și cu dor suspină, iar noi cinstim sfânta icoana întrupării sale mântuitoare, strigăm. Bucură-te, pârga nemuririi! Bucură-te, dezlegarea sterpiciunii trupești și sufletești! Bucură-te, bucuria mamelor doritoare de prunci! Bucură-te, fereastra lumii, prin care coboară razele dumnezeiești! Bucură-te, ceea ce faci să rodească ostenelile noastre! Bucură-te, alinarea suspinului întregii zidiri! Bucură-te, locașa purtării de grijă dumnezeiești! Bucură-te, mărturia luminii necuprinsă de moarte! Bucură-te, sărbătoarea ființei! Bucură-te, vas al slavei lui Dumnezeu! Bucură-te, vestire tăcută a celor negrăite! Bucură-te, născătoarea bucuriei, ce nu se ia de la noi! Bucură-te, icoana Maicii Domnului Siriaca, dar dumnezeiesc revărsat peste lume! Mutatul tai la viață, Maica lui Dumnezeu, dar lumea nu ai părăsit, ci veghezi pururea asupra fiilor tăi, revărsând prin sfântă icoana ta râuri de minuni, spre slava Fiului Tău, căruia-i cântăm neîncetat, aliluia. Grădina Maicii Domnului s-a arătat mănăstirea Ghighiu, în care credincioșii se adună să cinstească pe Dumnezeu, și la icoana Maicii Domnului Siriaca închinare aduc, pentru a primi harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu, Tatăl, și împărtășirea Sfântului Duh, strigând, bucură-te mângâierea celor ce aleargă la tine, bucură-te ajutătoarea femeilor cu nașteri grele, bucură-te mijlocitoarea nașterii de prunci buni, bucură-te chip prin care Dumnezeu se preaslăvește,
Bucură-te cer întrupat, bucură-te grădina raiului, bucură-te ocrotitoarea căsnicilor, bucură-te păzitoarea copiilor, bucură-te sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te scăparea celor greu încercați, bucură-te împlinirea celor ce sunt cu neputință la oameni, bucură-te ceea ce ne înviezi din mormântul păcatului, bucură-te icoana Maicii Domnului Siriaca, dar dumnezeiesc revărsat peste lume. O preasfântă Fecioară Maria, nu ne lăsa pe noi fără ajutor în valurile ispitelor și încercărilor vieții, că altă scăpare afară de tine nu știm. Ce arată-ne prin sfânta ta icoană Siriaca, îndurările fiului tău, la care toate sunt cu putință. Sabia a trecut prin inima ta la răstignirea lui și acum cu inima milostivă de Maică privește spre suferințele și rătăcirile noastre, mijlocind la el iertarea păcatelor noastre, buna rânduire a vieții și răspuns bun la înfricoșata sa judecată. Așa prea curată fi nouă apărătoare și izbăvitoare, ca să cântăm împreună cu tine și cu toți sfinții în vecii vecilor. Aleluia! O preasfântă Fecioară Maria, nu ne lăsa pe noi fără ajutor în valurile ispitelor și încercărilor vieții, că altă scăpare afară de tine nu știm, ce arată-ne prin sfânta ta icoană Siriaca, îndurările fiului tău, la care toate sunt cu putință. Sabia a trecut prin inima ta la răstignirea lui și acum cu inima milostivă de Maică privește spre suferințele și rătăcirile noastre, mijlocind la el iertarea păcatelor noastre, buna rânduirea vieții și răspuns bun la înfricoșata sa judecată. Așa prea curată, fi nouă apărătoare și izbăvitoare, ca să cântăm împreună cu tine și cu toți sfinții în vecii vecilor. Aleluia! O preasfântă Fecioară Maria, nu ne lăsa pe noi fără ajutor în valurile ispitelor și încercărilor vieții, că altă scăpare afară de tine nu știm, ce arată-ne prin sfânta ta icoană Siriaca, îndurările fiului tău, la care toate sunt cu putință. Sabia a trecut prin inima ta la răstignirea lui și acum cu inima milostivă de Maică privește spre suferințele și rătăcirile noastre, mijlocind la el iertarea păcatelor noastre, buna rânduirea vieții și răspuns bun la înfricoșata sa judecată. Așa prea curată, fi nouă apărătoare și izbăvitoare, ca să cântăm împreună cu tine și cu toți sfinții în vecii vecilor. Aleluia! Sărbătoare prea înfrumusețată a fost venirea ta la Sfânta Mănăstire Chichiu, unde ai fost adusă de Mitropolitul Sirian Vasile, căruia Maica Domnului s-a arătat în mai multe rânduri, spunându-i să te așeze aici, spre mângâierea celor ce cântă Aleluia. Izvorătoare de mir te-a arătat oarecând în biserica din Bamdun, vestind vărsarea de sânge ce avea să fie în muntele Libanului. Pentru acest semn al iubirii de Maică, toți credincioșii strigau: bucură-te pe cetea dragostei Sfintei Trăimi, bucură-te chip ce luminezi din lăuntrul tainei, bucură-te odihna minții, bucură-te bucuria inimii, bucură-te strălucire a prezenței și înainte vederii divine, bucură-te cale prin Fiul către Tatăl, bucură-te loc al pogorârii Sfântului Duh, bucură-te îmbrățișarea creației cu Dumnezeu, bucură-te chemare de taină, bucură-te răsărita în nădejdii, bucură-te întărirea credinței, bucură-te trezirea conștiinței sub razele iubirii. Bucură-te, icoana Maicii Domnului Siriaca, dar dumnezeiesc revărsat peste lume. O preasfântă Fecioară, de Dumnezeu născătoare,
Auzi-ne pe noi, cei ce cădem înaintea Sfintei Tale icoane siriaca, și fi nouă grabnică ajutătoare, ca o maică mult milostivă, că afară de Tine altă mângâiere și scăpare nu avem. Tu, ceea ce ai purtat în brațele Tale preacurate pe cel necuprins, acoperă-ne pe noi cu sfintele rugăciuni către Fiul Tău, Cel ce pentru noi și pentru a noastră mântuire s-a întrupat, a pătimit răstignire pe cruce și a înviat, înălțându-se la Tatăl, ca pe noi toți să ne tragă după Sine în lumina Împărăției lui Dumnezeu. Mulțumim Ție pentru toate darurile revărsate prin Sfântul Tău chip, ca semn al milostivirii dumnezeiești către noi, păcătoși. Veghează asupra noastră, dintr-o înălțime, și ne dă nouă sănătatea sufletului și trupului. Prunci buni, pace într-olaltă, drum lin și nerătăcit pe marea acestei vieți, ca să ajungem la limanul veșnicelor bunătăți, într-o bucuria Tatălui Ceresc, de care fie să ne împărtășim împreună cu Tine și cu toți Sfinții. Amin.